Dzieluje efektu na Brad Pitt, na ministra. Ziua Europei este sărbătoarea păcii și unității în Europa. După cum se cunoaște, la începutul lunii mai 1945, după aproape 6 ani de război devastator, Germania nazistă capitula necondiționat în fața trupelor aliate și se sfârșea astfel războiul în Europa. Reconcilierea între foștii inamici din Europa avea să vină 5 ani mai târziu, în 9 mai 1950, când se punea temelia construcției europene printr-o celebră declarație a ministrului francez de externe, Robert Schuman, care unea oameni și națiuni printr-un obiectiv comun, o comunitate de interese pașnice. Acesta este motivul pentru care liderii europeni au decis, la summitul din Milano, din 1986, ca ziua de 9 mai să fie serbată ca zi a Europei. Cu o populație de peste 500 de milioane de locuitori, Uniunea Europeană reprezintă o forță economică de prim rang cu o influență politică în creștere. Datorită influenței sale globale, Uniunea Europeană este considerată o potențială superputere. În ceea ce privește ziua Victoriei, în sinea ei este sărbătorită în vestul Europei în 8 mai, în restul, în estul Europei, inclusiv Rusia, în 9 mai. Revenind la ziua Europei, la crearea a ceea ce acum se numește Uniunea Europeană, e bine să se accentueze faptul că la origine proiectul avea un obiectiv foarte bine definit. Reconstrucția Europei după război,
asigurarea unui nou început în relațiilor dintre Franța și Germania, cele mai importante națiuni europene. Se simțea și se înțelegea că nu era posibilă crearea dintr-o dată a unui edificiu instituțional supranațional datorită rezistenței puternice din partea statelor recent ieșite din război. Prin urmare, guvernul francez a propus un plan comun de modernizare și dezvoltare economică. Obiectivul concret era plasarea producției de cărbune și oțel din Germania sub responsabilitatea unei organizații internaționale. Astfel, se slăbea economia germană și era propulsată economia franceză deasupra nivelului de dinainte de război. Integrarea politică și economică a Germaniei într-o comunitate europeană ar fi împiedicat-o să redevină o amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Planul aborda construcția europeană în mod pragmatic, pe principiul supranaționalismului, iar metoda de integrare comunitară era preponderent economică. Așa a început totul. Și așa cum a început, așa continuă. Sperăm că Uniunea Europeană, casa noastră comună, să se consolideze în continuare, să ofere stabilitate și un viitor sigur nouă și copiilor noștri. Doamnelor și domnilor, semnificația zilei de astăzi a fost subliniată de domnul primar. Aș vrea să mai adaug doar că a treia importanță a zilei de 9 mai este dată de 9 mai 1877, ziua în care Coberniceanu proclama independența României față de Imperiul Otoman. Aș vrea să insist puțin asupra efectelor de natură psihologică, dacă vreți, a celor trei evenimente pe care le sărbătorim astăzi. În spatele lor se află jertfe omenești, se află destine frânte, pe care suntem datori să le evocăm de câte ori avem prilejul. Chiar dacă în vâltoarea și în viteza evenimentelor în care suntem antrenați în zilele de astăzi, uităm uneori de ele. De aceea, nu cred că trebuie să ni se pară prea mult faptul că de 3-4 ori pe an ne întâlnim la acest monument și depunem coroane de flori pentru cei care din propria inițiativă sau mânați de administrația respectivă sau pur și simplu pentru că au vrut să participe la un ideal comun și-au dat viața pentru zilele pe care le trăim astăzi. În acest context, aș vrea să priviți și jertfa celor doi colegi camarazi ai noștri care zilele trecute au căzut în Afganistan. E superficial să ne gândim că s-au dus acolo pentru foloase materiale. Statul român are de îndeplinit niște angajamente internaționale pentru care noi militarii trebuie să ne dăm uneori și viața. Vă mulțumesc! Dumnezeu să binecuvânteze toți eroii României! Parlamentul României. Thank you.
71 aeriană, general Emanuel Ionescu. Grupul 3, cercetare și sub... Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Câmpia Turzii. Poliția municipiului Câmpia Turzii. Punerile de coroane continuă cu Asociația Refugiaților și Deportaților din Câmpia Turzii. Asociația Avram Iancu. Depune coroană Asociația Pensionarilor din Câmpia Turzii. Spitalul Municipal Câmpia Turzii. Depunere de coroane din partea școlii gimnaziale Mihai Viteazul.
colegiul tehnic Victor Ungureanu. Din partea liceului Pavel Dan. Școala gimnazială Avram Iancu. Câmpia Turzii. Din partea organizației Cercetașii României, Centrul Local John Wieser, Câmpia Turzii. Punerile de coroane continuă cu compania de apă Arieș, filiala Câmpia Turzii. Compania de salubritate. Depunere de coroane, SC Domeniul Public, Câmpia Turzii. Sport
sportiv municipal Câmpia Turzii. Punere de coroane, Partidul Național Liberal. Depunere de coroane din partea Partidului Social Democrat. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Depune coroană, Partidul Mișcarea Populară. Uniunea Democrată Maghiară din România. Depunerile continuă cu Partidul Puterii Umaniste. Partidul România Mare. Depunere de coroană, Partidul Național Democrat.
continuare vă rugăm să ținem un moment de reculegere. A României, zile victoriei și a Europei s-au încheiat. Vă mulțumim!